Lipsește un atacant, nu la FCSB. Lipsește un marcator, mai mult ca un atacant. Acum, stilul FCSB-ului, de ceva ani, sau eu știu, poate doar companii au fost, să spun, în FCSB a fost într-un moment când a jucat cu nouă clasic, atunci când a fost companie, dar până atunci a jucat tot timpul cu nouă mai mobil acum. Nouă marcatori, au avut șanse când puteau să scoată mai mult din acea fază să marcheze. De-aia spuneam că puteau să ducă scorul la 2-0 cu Băluț acolo, o situație incredibilă. Trebuia să scoată mult mai mult, trebuia să dea gol acolo, dar de-aia spun, un marcator ar fi important pentru FCSB, omul ăla care o bagă în poartă, dar acum depinde și cum văd ei jocul pe un ansamblu și pe termen lung al echipei, pentru că dacă nu a fost companie, nu a fost agreat foarte mult decât un sezon, cu toate că a fost vice-golgheterul campionatului și a plecat. Deci nu le place să joace cu un nou de genul acela. Avea nevoie de un companion FCSB-ul la ce am văzut aseară? Probabil, pentru că era unul dintre meciurile acelea de luptă în care companion, în care eu la jocul aerian este foarte bun, ținea și de minge, cu toate că Niculescu a făcut un joc bun, cu părerea mea, dar un nou de genul ăla cu greutate așa în față și care este și bun aerian, îi ajută atât în faza ofensivă, dar și în faza defensivă, la cornere și la auturile, ai văzut cum le bat. Au dat al cincelea gol așa din corner, pe colțul scurt, auturile aruncate direct în careu și o luptă în continuu, probabil ajuta și pe faza defensivă. Da, asta e, o să-și caut.